Bun, salutare lume, eu sunt Magica Panca totdeauna și tocmai ce am închis filmarea trecută, doamne. Așa cum am promis, dacă atingem 200 de like-uri la episodul anterior, pun acest episod instant, dacă nu, nu mă supăr, dar haideți să țin timp pentru acele 200 de like-uri, pentru că mă motivează să continui această serie și am văzut că vă place foarte mult. Oh, nu mapa asta, jucăm una dintre cele mai nașpa mape pentru mine. Pur și simplu nu-mi place mapa asta deloc. Chiar deloc nu-mi place harta asta. Deci harta asta cred că este printre cele mai nefavorite ale mele. Și hai să vedem cu ce cuțit jucăm în episodul acesta. Butterfly. Nici nu ai ce bani hop să faci pe ea, e așa lătoasă cu multe cutii așa degeaba. Nu-mi place, mi se pare nașpa. E un fel de remake mai prost a aimmap-ului pe care joacă toți pro playerii. Nu cred că nu l-am luat din atâta spray. Am dat atâta spray pe el și nu l-am luat, nu vine să cred. Păi o ducem bine, 3 cu 0 până acum. Sper să o ținem tot așa. Ar fi o idee interesantă să lăsați în comentarii cu ce cuțit joc eu așa, ce cuțit vă place vouă cel mai mult, cu ce cuțit să joc. Ar fi o idee interesantă și GG m-a luat. Aparent... Eu sunt pe locul 1 la egalitate cu încă 4 oameni. Noi trec se mai bun decât mine care 3 cu 0. Adică are un death minus. N-a pierdut nicio rundă. E bine că l-am omorât pe tipul ăsta. I-am distrus avansul. După aia mă bat cu Zeus, ca e rivalul meu de scor. Jucăm și noi pentru scor, că na. Ce scop ar mai avea să joci 1v1 fără scor? Oricum, multă lume zice că dacă e bună la 1v1, e bună și în jocul actual, adică în matchmaking, în jocuri ca lumea. Asta e o prostie. E o prostie foarte, foarte mare, pur și simplu. Când joci un match, intervin o grămadă de alți factori, cel mai important dintre ei fiind game sense-ul, și game sense-ul nu-l capeți având aim mai bun. Game sense-ul capeți fiind calm, gândind, analizând situația meciului, nu având aim bun în orice caz. Într-adevăr, aim-ul poate schimba radical outcome-ul unui match, outcome în engleză, mă rog, outcome-ul, adică rezultatul unui match. Dar nu numai aim-ul este important, deci dacă ești bun la aim, nu e neapărat nevoie că ești și bun ca să ai global rank sau așa ceva. Oi, oi, oi. Trebuia să mă bată tipul ăsta, a avut timingul mai bun, ziceam că gata m-a bătut, dar aparent l-am bătut eu pe el. Deci după cum vedeți, eu sunt global, nu am un name excelent, adică pe serverele astea nu câștig întotdeauna, pe serverele de 1v1 nu sunt cel mai șmecher. Mă bate lumea, nu sunt invincibil. Deci vedeți, aim-ul meu nu e incredibil, dar am ajuns global pe meritul meu, că am reușit să-mi fac un game sense bun, cu care să pot să avansez mai departe, în rank. Și m-a băgat în 3 runde de pistoale consecutiv și asta mi se pare nașpa, că te bagă
În 4 runde de AVP, 4 runde de armă, 4 runde de pistoale, frate, hotărăște-te, mă. Adică hotărăște-te, adică mai schimbă și eu mort. E două noaptea, mai mult de două noaptea. Coaie, nici nu știu cât e morți, mă, e 21 sfert. Easy spray, easy life, full control, my friend. Deci am tras atât de căcat încât toată lumea râde de mine în momentul ăsta și voi care mă urmăriți acum cred că râdeți de mine. Dar și tipul ăla s-a căcat pe el, deci măcar nu m-am căcat doar eu pe mine. Nou cu 2, ești nebun? Vă că-ți dă MVP odată ce ești în arena 1, primești MVP. Shit, shit, ce timing a avut bun. Mă uitam în altă parte eu. Este și ideea că tu ții ținta undeva, dar în același timp poți să te uiți în altă parte după playerul respectiv și asta e o mică greșeală pe care o fac eu. Adică țin ținta într-un loc, dar am tendința să mă uit în alte locuri și nu sunt concentrat asupra locului unde pui ținta. Trebuie neapărat să fii concentrat pe locul unde pui ținta. Ce prost am tras, nu vine să cred, mă bate cu Glock-ul. Aoleu, nu-i Glock, e pe 250. Aia, am tras foarte prost și eu și el. Îmi asum luzul. Și lupta de data asta este între mine și Zeus Kaya. Sunt curios ce... Are 1100 de ore. Exact cât am și eu, mă rog, eu aproape fac 1200, dar nu cred că e mare diferență. Ce stă ăla și sare, mamă. De zici că săritul... Deci ăsta-l numesc eu spray controlat. Pur și simplu am controlat bine. Spray-ul de nivel îl ajustez cum trebuie, doar că dacă aș putea să adun mai bine gloanțele... Oh, aparent Zeus este un abonat. Foarte tare să știu că am abonați care mai și trag. Uai, ai, ai. Shit. Vai, vai. Cum l-am bătut pe ăla? Nu mai pot să mai... Nu mai pot să mai... Am rămas de 2 ori în 3 HP. Mamă, cum a fost asta? Iar 8 HP, îmi pare rău pentru Sasha. Sasha Don, îmi pare rău. Ui, ui, ui. Am crezut că m-a spawnat în altă parte complet. Aoleu, bietul Sasha Don. Să rămâi de 2 ori în 3 HP la cuțite și să-l bați pe ăla. Asta înseamnă să fii mafios. Aia, top 10. 12.000 scorii, ești nebun la creier. Vai, și cum dau dismiss cu 9, ok. E, pula, timing. A avut timing de zeu la faza aia, dar aici chiar m-a bătut serios. Vrea să-i dau accept. Hai să mai dau accepturi atâta timp cât mai am locuri în lista de prieteni. Mai dau și eu câte un accept, două. Ce
15 cu 5, un scor destul de decent, zic eu. Cum joacă tipul ăsta? Frate, să mor eu de știam unde e. Eu credeam că e pe acolo, pe undeva. Trebuia să mă facă că trebuia să mă facă. A avut timing impecabil să se ducă în spotul ăla fără să-l prind. GG, nu. E karma, frate. Ce părere aveți așa de stickerele astea? Stickere cu NiP, Navi, TSM și Virtus Pro. Sunt echipele mele favorite și am zis să mi le pun pe arme. În Foil Edition de la Colon. Nu cred ce sneaky a fost ăsta. Dacă îmi dădea cap, putea să-mi dea. A, deci nu știu, în ultimele runde au ăștia timing incredibil. Acum, din săritură nu puteam să-i trag, chiar n-aveam ce să fac. A moment of silence for PC K1NG. Iară cuțit. Mamă, era mișto să pic cu Sasha la cuțit. La cuțite, tot ce trebuie să faci e să prinzi timingul ăla, să-i dai două bucăți așa. Pac, pac, pac. Și asta e totul. Am votat și eu o mapă la nimereală, că oricum nu mai joc după asta. Votez și eu ceva la buleală. Ok, e acolo în dreapta, fiți atenți. Coaie de mangustă! Fiți atenți aici, deci stau pe loc și nu apăs W deloc și mă mișc. Ai. Ați mai pomenit așa ceva? Puterea bunnyhop-ului. N-apăs pe W deloc acum. Pentru cei ce nu știți ce este bunnyhop-ul, căutați cum să faci bunnyhop și cred că găsiți de la GRV tutorial, un tutorial foarte bun. Care m-a învățat și pe mine. Să fac bunnyhop. A moment of silence for Vexonus. Doamne ajută. Mangustă de coaie. Cu tipul ăsta am mai jucat odată, știu sigur. Eu mai joc și pe serverul ăsta și când nu filmez, îmi place mult. Să mă mai antrenez și eu la aim, la timing, la chestii de genul. E nevoie de puțină gândire chiar și aici, nu numai aim, pentru că vedeți, aim-ul meu nu e cine știe ce. Adică, na, da, cu puțină gândire îi fac pe fraieri. N-am avut ce să-i fac, pur și simplu. Tipul ăsta se plimbă peste tot, nu, nici nu știu unde e când mă bag cu el. N-am cum să-l bag pe Sasha Don, efectiv, deci... Când văd că mă bag cu Sasha Don, zic că mi-e milă de el. Oh, Doamne.
O rundă de cuțite contra Frozen Fluffaka Kittens. El are 6 ping, deci e avantajat aici. Am prins timingul. Deci la cuțite e foarte interesantă runda și se pare că am câștigat destul de lejer de data asta la 3 fraguri distanță față de cele de pe primul loc cu cele mai multe fraguri. Cam asta a fost și ne vedem în următorul episod. Dacă vă place, haideți să strângem acele 200 de like-uri și o să mă gândesc dacă o să mai pun următorul episod imediat. Și ce să vă mai spun mai mult decât baftă, fraților? Salut!